Înțeleg. Înțeleg că vrei să participi în viața pe care o proiectezi. Tu nu ești acolo, dar obișnuiește-te cu gândul, percepția schimbă. Păi, dar vreau să fac aia, vreau să fiu eu, vreau să fiu, da? Să joc în spectacolul cu tare, vreau să fiu, să cânt acolo, vreau să dansez dincolo, vreau să conduc cele mai tari mașini, vreau să zbor pe cea mai tare lună, Marte, da? Cu cât mai mult te trezești, cu cât mai mult te purifici, te dizolvi, urci în vibrație, în lumină, te dizolvi. Cum să-ți explic? Să ții minte. Nu să înțelegi, să ții minte așa. Câmpul tău energetic se proiectează din tine, da? De aici. Nu că tu ai vrea, nu știu cum și nu știu. Și tu e ca și să fac o paralelă, să înțelegi. E ca și imaginează-ți zeii Olimpului, imaginează-ți zeii Olimpului, ce am zis, nu știu, da? Zeii, imaginează-ți marii padișahi, nu știu cum, da? Îmi vine cuvântul. Cadânele care dansau în jur. Da? E pentru tine. Câmpul energetic se proiectează din tine pentru tine. Ca să te bucure, să-ți bucure ochiul, să-ți bucure simțămintele, senzațiile, tot, da? Despre asta e. Tu nu ești acolo, tot auzeam în mine, da? Tu nu ești acolo. Nu e despre tine. Pentru că e câmpul tău energetic. Ești peste tot și nu ești. Se proiectează pentru tine. Să te bucure. Să te bucuri în orice. Tu să te simți bine. Cu cât te simți mai bine, cu atât se proiectează lumea mai frumoasă. Da, se proiectează lumea care doarme și se trezește, cum ai fost și tu. Da? Erai proiectată de cineva, de undeva. Și te-ai trezit și te-ai rupt. Zeu, zeiță. Ai înțeles unde ești? Despre ce e vorba? Acolo ești. Și toate starurile, toate minunile de pe pământ sunt pentru. Și m-am încălzit. Cum am spus-o, cum am luat căldurile. Toate minunile pe pământ și tot cel mai frumos ce ca să-ți bucure ochiul ție. E doar pentru tine. Și culmea, nu toată lumea vede ce vezi tu. Ei, despre asta e vorba. Și nu toată lumea gustă cum guști tu și ce guști tu. Și atingerea care, da? Nu toată lumea. E doar a ta. Doar tu simți ce simți și vezi ce vezi. Și câmpul tău energetic e doar pentru să-ți bucure ființa ta magică, ființa ta dumnezeiască. Acolo, acolo e și acum ai tot dreptul să-ți. E un fel de scânți tu ție de ferambe, referambe, da? Cuvântul vine acum. Acolo ești. Ai sărit din de unde trebuia să sari, nu mai ești legată, da? Tot era dezleagă-mă, dezleagă-mă, lanțuri și așa mai departe, da? Ai sărit de acolo. Din ce ai sărit nu știi, în ce ai sărit nu vei ști niciodată, pentru că se schimbă clipă de clipă, dar totul e pentru tine. Totul e pentru tine, totul e să te simți fantastic. Și cum te simți tu, asta și trimiți în lume, da? Și îți vine, e cumva gen program, da? Ai sărit programele, ai sărit în ceva unde să te simți foarte bine, euforic. Și euforicul ăsta îl trimiți în lume. Și iar îți vine înapoi, da? Da. Cum era, mă uitam și eu, mă uit, eu râd, eu citesc ceva comic, eu râd, eu, eu spun, eu râd, da. Păi nu. N-am altceva să-ți ofer decât dragostea mea. Îmi pare rău că pentru tine e puțin doar dragostea mea.
Da? Ceva de genul. Oferi dragoste, primești doar dragoste. Simți ceva foarte puternic, superb și primești ceva foarte puternic, superb. Atât. E doar feeling. E doar feeling. Că se întâmplă, se mai apare ceva, una alta, oricum. Ai văzut că n-ai nicio... Adică nu te mișcă nimic, nimic. Culmea e, dacă înainte te mișca, îți mișca emoțiile, ți le pornea ceva concret și real, da? Nu mai ești acolo. Da? Se dizolvă în tine totul legat de realitatea în care ești, pentru că sari din una la alta, nu mai ești și nu ești acolo și nu te mai prinde nimeni. Foarte frumos. Acolo ești. Te mișcă doar ce simți. Și asta și trimiți în lume. Super. Ai înțeles? Acolo. Bun.